Scandalul BMW-urilor din poliție continuă. Ministrul afacerilor interne Lucian Bode a cerut corpului de control să verifice achiziția de mașini BMW de către poliția română, iar la finalul verificărilor ministerul va face publice rezultatele de asigurării guvernului. Dacă vă referiți la interesul public manifestat față de achiziția unor mașini de poliție pentru Poliția Națională, pot să vă confirm că Ministrul Afacerilor Interne a cerut Corpului de Control să facă verificări privind procedurile derulate cu această ocazie. Iar la finalul verificărilor, Ministerul Afacerilor Interne va prezenta public aceste concluzii. Anunțul vine în contextul în care, în urmă cu aproximativ o săptămână, poliția română a anunțat achiziția a 600 de mașini de mare viteză marca BMW. Suspiciunile legate de această achiziție au apărut în momentul în care specificațiile tehnice pe care trebuia să le îndeplinească autoturismul se regăseau doar la marca BMW. Astfel, licitația a avut un singur candidat, mai exact firma de automobile Bavaria, a cărui șef are o prietenie strânsă cu actualul președinte Klaus Iohannis. Specialiștii Europol susțin că licitația a fost una dedicată firmei Bavaria. Președintele Klaus Iohannis a declarat că prietenia dintre el și directorul firmei Bavaria nu are nicio legătură cu situația, astfel el așteaptă verificările autorităților. Despre prietenia cu mine pot să vă spun că nu a contat cu siguranță, iar informațiile mele despre această procedură sunt doar cele care au apărut pe sursele deschise, adică pe media. Însă pot să vă spun un lucru foarte clar. Dacă există suspiciuni, atunci avem suficiente autorități competente să verifice aceste lucruri. Automobile Bavaria a câștigat din 2015 și până în prezent prin licitații publice 45 de contracte în valoare totală de 404 milioane de lei, adică aproximativ 83 de milioane de euro.